Tipul zilei? Sunt Ana! În fată normală, cu viața normală obișnuită. Dar e ceva legat de mine ce încă nu s-a aflat încă, pentru că am un secret. Spălci-o, vasele. Așa. Nu mai poți. Motanul e Nino. Iar Ana e Bubunuza și ambele identități să mă fac. Dacă cumva sunt acum ția ta și spune Hogwarts, plus că mai sunt și eu super eroină. Doamne, ce mă fac? Fiu, te să mă duc la cineva care mă înțelege. Perfect, aia e casa Elisei. O să mă duc la Elisa. Elisa, din câte știu, ea știe cine sunt Moja și Motanuar. Deci am avut o discuție cu ea și știe. Așa că mă voi duce să aflu cine sunt. Dacă mă poate ajuta cumva să mă calmez. Dar ce simt numai interacțiune. Ding dong, ding dong. Ce se aude oare? De unde vine? Alina? Intră! Ce e, fată, ce e? Fata, am aflat identitatea lui Motanuar. Și ești ok? Nu sunt, știu și identitatea și Motanuar și a lui Bubunuza, adică Ana și Nino. Nu știu ce să mă fac, mă simt așa ca și cum efectiv aș putea fi acuatizată și imediat gata să termină efectiv un univers. Să termină universul. Haide, fată, stai liniștită. Uite, hai că-ți fac un ceai. Îți fac ceva ce vrei. Vreau un ceai. Bine, hai că fac acum un ceai în 2 secunde. Așa. Tu te timp relaxează, te gândești la lucruri bune. E ok totul, adică până la urmă. Doar pentru că ai aflat asta, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să faci atâta dramă, nu? Și ta emoție negativă. Trebuie să mă duc acasă să mă transform în Crisaliri și să o acumatizez pe Alina. Simt că știe cine sunt Bubunuza și Motanuar. Ce oportunitate bună pentru a vedea însuși cine sunt atât de rapid. Sunt cea mai bună purtătoare din lume. Nimeni nu mă poate învinge. Așa! Nuru! Aripi! Întunecate! Veniți! Crisalidi aici! Sunt gata să pun mâna pe miraculoasă și Bubunuzei și al lui Motanuar. Se-mi pândor în ta secretă! Du-te, micul meu, acum și posero! Așa, am ajuns și eu la casa lui Alina. Am văzut că a plecat foarte grăbită după ce a vrut să mă ajute pe mine și pe Motanuar. Parcă a aflat ceva. Sper că nu a aflat cine e Motanuar. Dacă a aflat, nu e bine. O să fiu acumatizată! Da! Și cine să Bubunuza și Motanuar și îți dau puterea de a scăpa de această întrebare pe care o tot ai. Îți dau puterea de a fi cea care nu simte nimic. Cea care nu simte nimic? Ce bine ar fi! Accept această putere! Nu! Ce s-a întâmplat? Ai zis subiect automatizat, dar era în lanțul meu. Nu neapărat, era într-o firmitură din lanț. Wow, ce noroc! Păi, atunci... trebuie să mă duc acasă. Pa, Elisa! Pa, cred! Pa! Hai, pa, Elisa! Să mă duc acasă! Uite că trăiesc chiar lângă Elisa, adică pe bune acum. Hai să mă duc așa și acum. De ce nu e nimeni aici? Ce se întâmplă?
așa. Păi, ai dispărut vreo două zile, nu am vorbit cu tine. Am gândit că ești acasă, dar că nu erai acasă. Și ce s-a întâmplat? Adică nu știu, zic și eu. Totuși, Elisa, vreau să discut. Alina, vreau să discutăm ceva. Vreau să aflu identitatea lui Matan Noir. Deoarece mă cam săcăie că nu vine la fiecare misiune și cam lipsește. Așa că vreau să știu, așa că ia loc. Cred că știu cine ar putea fi Matan Noir. Cine crezi că e? Ca întrebare așa. Eu cred că este Nino. Nino, prietenul meu. Nino, iubitul meu. E Nino. Sunt sigură. Haideți sus să învățăm. Bine, să se las inelul aici totul să nu se vadă. Așa, cine a umblat de inelul meu? Așa. Vin, am venit. Uite inelul. Uite-l. O să-l iau și acum să mă duc să îl probez. Așa. Și din câte știu, Black va ieși imediat din cel pun. Așa. Și acum. Așa. Așa, acum îl pun. Cine ești tu? Sunt noul tău purtător, Black. Ce? Nu! Te să fug! Îți ordon să nu pleci nici măcar un pic de lângă mine. Black, scoate ghearele. Da! Eu sunt Cleo Noir. Vă puneți cu mine, atunci vă puneți cu toți. O să distrug lumea, pentru că sunt rău. Modul de siguranță pentru utilizarea puterii dezactivat. Așa, am pot folosi puterea la sfârșit. Ghiara felinei! Da, n-aș vrea să fiu în locul vostru. Da, uite, s-a distrus tot. O să distrug lumea! Ghiara felinei! Și acum pe primărie! Ghiara felinei! Pe curând, Brookhaven! Cine-i ăla? Ia să mă duc! Wow, nu mai înțeleg nimica! Cine ești tu și de ce distrugi orașul? Sunt Cleo Noir! Ești Matan Noir! Ce-i luat miraculosul? Pentru că sunt Cleo Noir! Nu cred! Haia! Ghiara felinei! Nu să fiu distrusă! Nu! Te să fug! Bine că o am pe Tiki, măcar că mi-a urmărizat darerea! Dar ce să mă fac? Stai un pic și se distruge pe însuși! Deci dacă moare înaintea mea, pot să iau miraculosul! Merită încercat! Dar ce să fac? Mu! Uită-te în oglinda ta! Ce? De ce să mă uit în oglinda? Să văd cât de frumos sunt? Mă distrug singur! Numai Mega Ghiara Felinei! Nu! Bine, va distruge lumea! Dar cum să opresc? Și eu sunt aproape distrusă! Oare ce să fac? Mă gândesc! Știrile Brookhaven! O gaură se tot...
vine peste oraș de peste 5 minute. Aceasta se umple pe secundă pe secundă și vedem că tot ce atinge distruge. Este foarte ciudat, deoarece această minge a atins câțiva oameni care acum sunt cenușă. Și nu știm de ce. Rămâneți aici la Breaking News pentru a afla noile informații. Nu le ratați. Plecați din oraș, din lume, până mai puteți. Această bilă a distrus multe vieți. Aveți grijă. Eroii noștri renumiți încă se confruntă cu așa ceva.